O fostă profesoară de sport face furor printre consătenii săi. Originară din comuna Becheț, județul Doj, la cei 66 de ani ai săi, Descălița a ales să-și petreacă pensia într-un mod inedit, învățându-i pe localnici să se dea pe role. Calcă așa, calcă! Calcă pe toată tampa! Bravo! Nu, dar să știi că, uite, încet, 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 ia să ia să mă, ia să mă, ia să Marga Glăvan a predat timp de 25 de ani educație fizică în Timișoara. În 2002 aceasta a revenit în localitatea natală, dar nu a vrut să renunțe la sport. De atunci localnici o recunosc după stilul aparte și după faptul că se deplasează peste tot pe role. Eu nu folosesc mașina pentru că mi-este mult mai ușor să mă deplasez așa, am mai multe perechi de role și mă descurc foarte bine chiar și pe străzile care nu sunt asfaltate. Este un mod de viață la care nu pot să renunț. Știu să merg pe role de o viață, mai ales că am absolvit facultatea cu dublă specializare, patinaj și fotbal. Pe lângă faptul că pot preda patinajul, sunt și prima antrenoare de fotbal din România încă din 1991, a povestit Margo, așa cum îi spun prietenii. A fost nevoie de un simplu anunț pentru ca toată comunitatea din Becheț să se încalțe cu patine. Pentru că dragostea pentru sport și copii a primat, fosta profesoară a anunțat că oferă cursuri gratuite de mers pe patine cu rotile. Cu majoritatea drumurilor din localitate nu sunt asfaltate, Margo învață pe copii să meargă direct pe pământ printre pietre și vegetație. Vin de la copii de 5-6 ani până la adulți, nu există limită de vârstă, important este să iubească sportul. Unii dintre ei și-au cumpărat singur role, iar pentru cei fără posibilitatea de a le cumpăra, le-am oferit eu din ce mai aveam. Stăm ore întregi să învățăm, uneori ne prinde întunericul, dar eu nu-mi dau seama când trece timpul, mă simt prea bine, povestește cu încântare profesoara de patinaj. Nu de puține ori, localnicii au cerut să învețe și pe ei tainele echilibrului pe rotile, astfel că uneori străzile Bechetului se umplu de temerari spre amuzamentul celor din jur. Fosta profesoară mai e recunoscută și prin faptul că în 1996 a făcut drumul dintre Craiova și Bechet pe role. Anul acesta vrea să facă din nou ruta de 70 de kilometri, iar prin asta se demonstreze că mișcarea se poate face la orice vârstă.